Clipul ăsta e filmat aproape de miezul nopții, mă rog, la 11 noaptea. El va apărea pe vlog, pe canalul de YouTube, chiar aproape de miezul nopții. Miedul. Mă gândesc la mied. Am băut bere, dar mă gândesc la mied. Voi vorbi despre McDonald's și despre fast food-uri. Dar în special McDonald's. Pentru că McDonald's este, deci cum să vă spun eu, etalonul. Am văzut filmul săptămâna trecută despre McDonald's și printre multe chestii am reținut chestia aia cu biserica americanilor. Cam așa e. Mândria nu este că te duci la KFC, că te duci la Burger King, care a plecat din România, că te duci la Springtime. Apropo, Springtime are mâncare oribilă. În afară de două chestii, restul sunt din categoria un fast food ieftin. În general, nu. La Springtime nu mănânci, că ai poftă de Springtime. În schimb, ai poftă de Mac. Cei mai buni cartofi este la Mac. Și, apropo, McDonald's nu m-a plătit cu absolut nimic să fac această postare, acest clip. Vă vorbesc despre McDonald's și trebuie să vă povestesc niște chestii mișto. Cea mai mișto chestie pățită a McDonald's este legată de adolescența mea. Eu în liceu descoperisem că pot să mănânc înghețată și iarnă. Înghețată fiind desertul meu preferat. Dacă vă uitați la cum arăt, o să vă dați seama că în general mănânc și desertul. Pe vremea aia, prin 2000, deci am terminat liceul în 2005, pe 2001-2005, 2003-2004, nu prea erau supermarketuri și nu prea aveau înghețată. Și eu mă duceam iarna la McDonald's. Nu era pe atunci înghețata de un leu. Eu nu știu, poate m-aș fi mulțumit din când în când și cu aia. Deci aveam de ales între McSunday și McFlurry. De obicei luam McFlurry. Luam cam o dată pe săptămână, recunosc, deci nu mai des. Nu chiar în fiecare săptămână, deci să zicem de 3 ori pe lună. Cam așa. O dată la 10 zile aveam poftă, eu am McDonald's-ul, electroaparatajul, lângă mine, deci luam tramvaiul de la liceu, liceu fiind Iulia HD-ul, mă lăsa acolo, îi traversam, luam înghețata și mă duceam acasă. Și o mâncam pe drum, foarte important, de ce mai multe ori. Și am dat o vreme cam ca asta, nu ningea, dar ger, bă, un ger. Nu știu, să fi fost 2003-2004. Și comand eu înghețată McFlurry. Mă întreabă tipa de acolo cu ce să fie, pune nu știu ce și nu mă întreabă cum te întreabă de obicei aici la pachet. Nu. Ea, efectiv, a plecat la premisa că eu voi mânca acolo. Dacă nu, eventual înghețată nu prea la pachet pentru că dacă nu stai aproape, s-ar putea să se topească. Și ea ridică tava frumos, iar eu iau înghețata cu șervețelele și dau să plec. Se uite la mine, ciudat, te duci afară cu ea? Da, nu se topește. Se uite foarte mirată la mine, să ai poftă. Era aproape revoltată. Bă, ăsta mănâncă înghețată pe frigost. Asta e viața, mănâncă înghețată, ce pot să fac? Aș mai avea chestii funny de povestit. Eu când mă gândesc la McDonald's, mă gândesc la celebra replică, nu știu, banc, anecdotă, folclor urban. A te duce la McDonald's pentru a mânca salată este ca și cum te-ai duce la prostituată pentru a te lua în brațe. Și chiar mă gândeam la oamenii care se duc la McDonald's pentru a lua salată și știu că mă întrebase cu ceva timp o amică, băi, ai auzit de noile salate la Mac? Zic, bă, nu mă interesează. Eu mă duc la Mac pentru salată. Adică, ok, poate ar fi nevoie să mănânc salată. Dacă eu o să mă apuc de un regim și o să mă apuc să mănânc salată, credeți-mă, viața asta nu o să mănânc salată la Mac. Adică, mi se pare absurd. Doar dacă te iau 5 prieteni cu forța și tu ești la Corea Sabire. Dar în rest, de exemplu, la mine, în cazul meu, 90% din drumurile la Mec au fost la Mecuri din moluri. Și
Acolo nu-i numai Mac, toate fast-food-urile sau mă rog, și alte chestii de, cum să vă spun eu, de hale alea, mai fast sau mai slow. Și toate astea au aceleași mese. Deci ăla poate să mănânce la Mac și tu poți să te duci, nu știu, e salad box. Tu te la salad box, nu te duci la Mac. E absurd. Și ultima chestie legată de McDonald's, mi se pare funny. Eu am râs foarte mult când au apărut McMici. Așa scrie despre ei. Mă, atunci nu m-a invitat McDonald's, deci pur și simplu a scris despre McMici. Și eu am trafic și acum cu McMici. Și am primit un mesaj pe pagina de Facebook a blogului, acum vreo, nu știu, 2-3 săptămâni, care am întrebat, găsești și eu McMici în Canada? Eram fix așa. Primul rând, McMici nu era o răi. Poate nu mi-a plăcut mie, e cu muștar de la cu hrean. Nu m-a încântat gustul. De exemplu, McPorkul a apărut cam în același timp cu McMici. Când a apărut prima oară, zic, McPorkul era bun. Avea mirosul ăla și gustul de carne. McMici nu prea. Era tot pasta asta de o vedeți la hamburger, la nu știu ce, cu o ușoară aromă de mici. Deci McMici, dacă e să mă întrebați pe mine, nu i-a recomandat să mâncă nici în România. Sunt chestii McDonald's cu adevărat gustoase. Exemplu, apăruse ăla sandwich-ul 1955, și cu originalul, primul, ăla era cu adevărat bun. L-am testat în Mercul de la Romana, m-a invitat McDonald's-ul atunci, și în timp m-au legat la ochi și m-au pus să ghicesc ingrediente. Și am ghicit că e carne vită, am ghicit niște chestii, nu am ghicit chiar pe toate, dar la pot să spun că îl recomand. Deci eu nu sunt dacă recomand mâncare sănătoasă, nu sunt. Deci pe ăla recomand. Dar McMici este oarecum la stop shell. În modul serios. Adică da, nu e ceva să zici că borăști, nu e ceva să-ți pare rău că ai mâncat, dar dacă vrei să mănânci mici, nu Littles. Reclama aia e bună, e... Na, nu Littles. De adevărat, McDonald's-ul, spre deosebire de multe micării și multe restaurante, McDonald's-ul e curat. Iar McDonald's știi sigur că nu te îmbolnăvești. Adică avea chimicale și tot felul de chestii, de curat. Nu faci toxinfecție alimentară, nu faci alte chestii. Și legat de McMici, când am mâncat prima oară și am scris pe blog, m-a întrebat un amic de ce scriu parodii pe blog. Cum adică parodii? Păi McMici nu e o parodie, nu e o ironie, nu e o... Zic, nu, McMici există. Da, și nu se găsesc în Canada, din păcate. Pentru acel cititor, căruia nici acum nu i-am răspuns, încă mă gândesc, deci nu, cred că 2 săptămâni au trecut, încă mă gândesc ce aș putea să-i răspund. Oricum, cred că dacă aș da un răspuns inteligent, l-ar înțelege. Ok. Trecem peste. Cam atât. Vă las și vă anunț că acest clip va apărea și într-un articol legat de filmul Fondatorul. Un film despre începutul lui McDonald's. Cum unul care acum este numit fondatorul a cumpărat afacerea și el de fapt e omul de marketing, a extins, a făcut francizele. Foarte mișto filmul. Și e exact un film pe care l-aș arăta la orice facultate de marketing, de economie. Deci omul ăla a știut să vândă o idee care n-a fost a lui, dar se dovedește clar că omul de marketing uneori bate omul cu ideea. Ăia, care sunt doi frați, au avut ideea, o idee foarte bună, doar că ei nu ar fi putut să ajungă niciodată la ceea ce înseamnă acum McDonald's. Cam atât.
despre Mac, despre fondatorul, despre înghețata la Mac, care, apropo, înghețata acceptabilă spre bună, găsești la prețul înghețate bune, dar uneori efectiv am chef de înghețată la Mac, am chef de grând de cartofi prăjiți la Mac, am pofte și vă anunț că ne vedem vineri. Vineri voi vorbi în sfârșit despre cămașa mea neagră. Am vorbit despre aia albă, trebuie să vorbim despre aia neagră și o să fac apoi un clip cu ambele, cu chestii din ambele clipuri și o să-l numesc alba-neagră. De fapt, glumesc, dar mă rog, vă spuneți voi. Salutări!